dar, dragii noștri, dribla femeile mai ceva ca mingea pe terenul de fotbal. Aparițiile lui la brațul domnișoarelor au fost mereu un subiect controversat. Ei bine, au apus acele vremuri, căci Denis Alibek este total schimbat. Nu cred? Ori a învățat să fie mai discret, ori s-a cumințit din două una. Mai multe însă vă las să aflați din materialul următor. Cum bă, s-a cumințit? Pe cuvântul meu. Că dă numai de, cum se zice, se zice numai de craci? Numai vinclu. Nu dă vinclu acum. Deci până acum dă de a craci, acum dă... Nu, exact. Dă de la 11 metri. Exact. Bravo. Eu nu mă pricep de aia zic. Materialul. Denis Alibek s-a făcut băiat cu minte. În ultima perioadă nu au mai apărut imagini cu fotbalistul alături de diverse domnișoare care îi țineau companie la ceas de seară. Nici ieșirile în cluburile de fițe nu mai sunt atât de frecvente ca înainte. Dacă în urmă cu 2 ani jucătorul era fericit, nevoie mare în brațele fostei sale iubite, Valentina, acum se pare că norocul nu i-a mai surâs în dragoste. Relația lui Denis Alibek cu blondina nu a durat foarte mult, chiar dacă părea una serioasă și mai mult decât atât. Valentina, fosta iubită a fotbalistului, i-a cunoscut familia și se zvonea faptul că cei doi ar dori să facă pasul cel mare în relația lor. Însă ei au luat-o pe căi separate, iar Denis Alibek și-a alinat suferința în brațele. Idilă ar fi existat cu Larisa Drăgulescu. Se pare că cei doi au trăit o poveste de dragoste în secret, în urmă cu mai mulți ani. Chiar dacă au făcut tot posibilul să se ascundă de ochii curioșilor, Larisa s-ar fi lăudat prietenilor cu relația pe care o avea cu Alibek și așa a ieșit la iveală povestea secretă a celor doi. Dacă fotbalistul s-a cumințit datorită faptului că acum se axează mai mult pe carieră, după ce s-a repatriat la Farul Constanța, ori poate nu i-au priit meleagurile grecești, unde a jucat la Atromitos, însă nu a strălucit. Odată cu revenirea în fotbalul românesc, se pare că Alibek a lăsat domnișoarele și distracția pe plan secund și se focusează mai mult pe antrenamente, până își va găsi aleasa inimii lui.